Bine v-am regăsit la întrebări. Veți auzi azi o nouă întrebare, dar întâi să vedem răspunsul la întrebarea de săptămâna trecută. Întrebarea era: de ce nu cade trenul de pe șine? Ei bine, această întrebare este foarte strâns legată de alta. Cum poate trenul să ia curbe? Vi se pare o întrebare stupidă? Ei bine, nu este. Să vedem de ce. Gândiți-vă la un autovehicul, un automobil, un camion, o auto utilitară, indiferent ce fel de vehicul. Un vehicul rutier cu roți. Și gândiți-vă că, așa cum vedeți în desen, acest vehicul ia o curbă la stânga. Se vede foarte clar pe desen că în timp ce roțile lui din dreapta, adică din exteriorul curbei, trebuie să parcurgă arcul de cerc desenat cu roșu, roțile lui din stânga, adică din interiorul curbei, trebuie să parcurgă arcul de cerc desenat cu albastru. Și pentru că arcul de cerc roșu are lungimea mai mare decât arcul de cerc albastru, asta înseamnă că roțile din exteriorul curbei trebuie să parcurgă o distanță mai mare în același timp decât roțile din interiorul curbei. Asta se poate realiza doar dacă roțile se pot roti cu frecvențe diferite. Cele din exterior trebuie să se rotească cu o frecvență mai mare decât cele din interior pentru a parcurge în același interval de timp o distanță mai mare. Dacă perechea de roți reprezintă roți care nu sunt motoare, nu sunt legate la motor, atunci rezolvarea este simplă. Pur și simplu, roțile trebuie să fie independente, nu trebuie să fie legate între ele printr-un ax, pentru că atunci nu se mai pot roti cu frecvențe diferite. Deci trebuie să fie independente, să se poată roti fiecare cum vrea. Dar dacă vorbim despre o pereche de roți motoare, adică cele la care ajunge cuplul de la motor și care pun în mișcare vehiculul, atunci problema e puțin mai complicată, dar pentru rezolvarea ei a fost inventat un dispozitiv mecanic care există în toate automobilele și camioanele și așa mai departe și care se numește diferențial, care face posibilă rotirea celor două roți dintr-o pereche de roți cu frecvențe diferite, deși amândouă sunt antrenate de motor. Deci există această rezolvare simplă. Mă rog, în cazul diferențialului nu-i chiar așa de simplă, dar ușor de înțeles. În acest fel, roțile din exteriorul curbei pot parcurge o distanță mai mare decât roțile din interiorul curbei în timp ce autovehiculul ia curba. Dar în cazul trenului nu este așa. Dacă o să vă uitați la roțile trenului, veți vedea că ele sunt legate printr-o osie, sunt rigidizate printr-o osie. Ele nu se pot roti cu frecvențe diferite. Ele se pot roti doar deodată. Și atunci, cum ia trenul curba? Pentru că dacă roțile nu se pot roti cu frecvențe diferite, înseamnă că în curbe ar trebui să patineze pe șine, ar trebui să auzim niște scârțâituri înfiorătoare în curbe. Mai auzim câteodată, dar e din alt motiv. Și acum, cum s-a rezolvat această problemă din punct de vedere tehnic? Materialul video foarte scurt care urmează vă explică acest lucru. Acum presupuneți că despărțim cele două pahare și le legăm printr-o tijă, le rigidizăm în așa fel încât să nu se poată roti decât împreună, așa cum fac și acum când sunt lipite unul de celălalt. Și felul ăsta am obține un sistem de două, să le spunem de acum încolo, roți și o osie care le leagă. Numai că roțile nu au formă cilindrică, cum suntem obișnuiți,
ci au o formă conică. De fapt, roțile sunt trunchiuri de con. Și punem ansamblul acesta pe o pereche de șine, așa cum vedeți în desen. Ei bine, în acest caz s-ar întâmpla exact ce ați văzut în materialul video de mai înainte, în micul experiment pe care l-am făcut. Adică și în acest caz, ansamblul celor două roți ar rămâne pe șine și ar corecta tot timpul traiectoria în așa fel încât să rămână pe șine. Nu ar cădea de pe șine. Să vedem de ce. Să ne imaginăm că cele două roți, împreună cu osia, bineînțeles, au la un moment dat tendința de a ieși de pe șine spre stânga. Așa cum vedeți în desen. Aveți în desen desenate două linii roșii care reprezintă linia de contact dintre șină și fiecare roată. Și vă rog să observați că, deoarece ansamblul s-a deplasat spre stânga, linia de contact din stânga e un cerc cu raza mai mare decât linia de contact din dreapta, care e tot cerc. Cu alte cuvinte, ansamblul celor două roți conice se comportă în acest moment ca și când roata din stânga ar avea diametrul mai mare decât roata din dreapta. Și acum gândiți-vă, și chiar m-aș bucura dacă ați face următorul experiment, că am două roți de diametre diferite legate printr-o osie, așa cum vedeți în desen, și că le rostogolesc. Cred că știți și fără să faceți experimentul că acest ansamblu de roți nu va merge, nu se va rostogoli în linie dreaptă, ci întotdeauna se va mișca pe un arc de cerc cu roata mai mică în interiorul curbei și roata mai mare în exteriorul curbei. De ce? Pentru că, fiind rigidizate, se rotesc împreună, adică cu aceeași frecvență, dar roata mare, în același interval de timp, parcurge o distanță mai mare decât roata mică. Și asta face ca sistemul să ia o curbă spre dreapta. Și asta se întâmplă și în cazul ansamblului celor două roți. Celor două roți conice. Pentru că în stânga, linia de contact cu șina este mai lungă decât în dreapta, așa cum am spus, sistemul este echivalent cu o pereche de roți cu diametre diferite, în stânga mai mare, în dreapta mai mică, și atunci acest ansamblu își corectează traiectoria, revine pe șine. Pentru că acest ansamblu ia o curbă la dreapta, dacă l-aș lăsa să se rostogolească pe o suprafață orizontală fără șine. Și vă las să vă gândiți ce se întâmplă dacă ansamblul vrea să o ia la dreapta, pentru că raționamentul este identic. În acel caz, în dreapta, linia de contact cu șina va fi un cerc mai mare decât în stânga și ansamblul va avea tendința să o ia la stânga. Și din această cauză, în micul experiment pe care l-am făcut, puteți observa cum ansamblul celor două pahare, de câte ori vrea să iasă de pe cele două sârme, își schimbă direcția și revine. Vă rog să vă mai uitați o dată. Ce legătură este între tot ce am spus până aici și tren? Ei bine, roțile trenului au și ele, așa cum vedeți în desen, formă de trunchi de con. Numai că ceea ce se numește conicitatea roților este foarte mică, e chiar greu de observat cu ochiul liber. La unele sisteme de rulare pentru trenuri se poate observa, de pildă în fotografia de mai jos, se poate vedea cu ochiul liber această conicitate. Se vede că roțile nu sunt cilindrice. Dar să revenim la primul desen. În afară de faptul că roata trenului este conică, este în formă de trunchi de con, mai există ceva, mai există niște flanșe
în interiorul roții, adică interior în sensul de spre osie. Dar deocamdată să neglijăm flanșele, despre ele vom discuta un pic mai târziu. Și să ne gândim la un sistem de două roți, la un ansamblu de două roți. Și să mai presupunem că în acest moment trenul are tendința de a ieși de pe șine spre stânga. Păi, de ce nu va ieși de pe șine? Am explicat și vedeți desenul de mai jos, pentru că desenul de mai jos este echivalent, tehnic vorbind, cu ceea ce vedem la roțile trenului. Adică, și în cazul roților trenului, atunci când trenul vrea să iasă spre stânga de pe șine, este ca și când roata din stânga s-ar face mai mare și roata din dreapta s-ar face mai mică, ceea ce corectează traiectoria, trenul revine pe șine. Și invers, dacă vrea să iasă de pe șine spre dreapta, este ca și când roata din dreapta se face mai mare, roata din stânga se face mai mică și din nou traiectoria se corectează. Și ăsta e răspunsul. Trenul rămâne pe șine pentru că roțile trenului nu sunt cilindrice, ci sunt trunchiuri de con. Au o suprafață conică. Același lucru explică și faptul că trenul poate lua curbe fără ca roțile să alunece pe șine. Să ne gândim că în acest moment trenul trebuie să ia o curbă la dreapta. Trenul din inerție vrea să-și continue mișcarea pe direcția pe care a avut-o până acum, adică o ia la stânga. Putem să ne gândim și altfel, la forțe. Apare o forță centrifugă care împinge trenul spre stânga. Dar atunci se întâmplă exact ce am vorbit și mai înainte. Adică roata din stânga rulează pe un cerc mai mare decât roata din dreapta, ceea ce înseamnă că deși ele se mișcă sincron, roata din stânga poate să parcurgă o distanță mai mare decât roata din dreapta. Și așa și trebuie să facă, pentru că de data asta avem o curbă. Și arcul de cerc pe care trebuie să-l parcurgă roata din stânga este mai mare decât arcul de cerc pe care trebuie să-l parcurgă roata din dreapta. Și repet, acest lucru este posibil chiar dacă roțile se mișcă deodată, pentru că roata din stânga este echivalentul unei roți cu diametru mai mare decât roata din dreapta, așa cum vedeți pe desen. Deci, aceeași conicitate explică și de ce rămâne trenul pe șine la mersul în linie dreaptă și de ce poate să ia curbe fără să apară un fenomen de alunecare a roților pe șine. Și acum să revenim la forma roților de tren. Pe lângă faptul că sunt conice, ele mai au și o flanșă, așa cum vedeți în desen, adică acea parte de diametru mai mare spre osie. De ce? Dacă ceea ce am spus până acum e adevărat și conicitatea roților asigură atât stabilitatea trenului, rămânerea lui pe șine, cât și stabilitatea lui în curbe, atunci de ce mai trebuie flanșe? Conicitatea roților asigură tot ce trebuie în condiții normale de mers. Dar condițiile nu sunt întotdeauna normale. De pildă, după o utilizare îndelungată, liniile își pot pierde alinierea. Sau, din cauza temperaturilor înalte, se curbează. Sau trenul nu are viteza corespunzătoare unei anumite porțiuni de cale ferată. Adică există situații în care se ajunge la limită. Conicitatea nu mai poate corecta ceea ce se întâmplă. Și atunci, abia atunci, intervin flanșele. Atunci, flanșele nu lasă trenul să deraieze. Când pot, uneori nu mai pot nici ele.
și trenul deraiază. Dar nu flanșele sunt responsabile pentru rămânerea trenului pe șine. De fapt, dacă vă uitați la acest desen, se vede că distanța dintre flanșe este mai mică decât distanța dintre șine. Ceea ce înseamnă că la mers normal, flanșele nu ating șina. Așa este, ele nu trebuie să atingă șina, pentru că în momentul în care ating șina, odată că apare o hurducătură, plus faptul că se aude un sunet foarte urât în momentul respectiv, pentru că apare o frecare între marginea flanșei și șina. Deci, flanșele intervin doar în ultimă instanță, dacă ceva nu merge bine. Dacă roțile trenului ar fi cilindrice și flanșele ar fi responsabile pentru rămânerea trenului pe șine, atunci mersul cu trenul ar deveni foarte neplăcut, pentru că am fi tot timpul aruncați dintr-o parte într-alta, la viteză mare, fenomenul ăsta ar fi chiar foarte neplăcut. Iar în curbe, pe lângă faptul că am fi aruncați în toate părțile, tot timpul, s-ar mai auzi și acel sunet foarte, foarte urât de frecare între roată și șină. De fapt, putem face o comparație între flanșe și parapeții de pe marginea unei curbe într-un traseu rutier montan. De ce se pun parapeți? Nu? Ar putea să întrebe cineva. Sau, dacă ne întreabă cineva, de ce nu cad mașinile în prăpastie aici când iau curba asta? Nu răspundem din cauza parapeților, pentru că numai dacă ești un șofer prost, ai nevoie de parapeți ca să poți să iei curba. Dar se pun parapeții ca măsură de siguranță, dacă ceva nu merge cum trebuie. Exact ăsta este și rolul flanșelor. Și acum să trecem la întrebarea de azi. Se știe că stelele sunt organizate în sisteme foarte mari, pe care le numim galaxii, care pot să fie de tot felul de dimensiuni și tot felul de forme. În Wikipedia puteți găsi o clasificare a galaxiilor. Forma, de pildă, poate să fie eliptică sau spiralată sau chiar neregulată sau spirale cu bare și așa mai departe. Și toate aceste clasificări bazate pe forme, pe dimensiuni, le găsiți, așa cum am spus, în Wikipedia și găsiți linkul mai jos. Dimensiunile galaxiilor sunt imense. Galaxiile au un diametru de zeci de mii, sute de mii de ani lumină și distanțele dintre ele sunt de asemenea imense. Vorbim despre zeci, sute de milioane de ani lumină. Galaxia din care face parte steaua noastră, Soarele, care nu este decât o stea din sutele de milioane de stele din galaxia noastră, dar este a noastră pentru că ne rotim în jurul ei și primim energia de care avem nevoie de la ea, de la această stea. Galaxia aceasta se numește Calea Lacteie, pentru că așa se vede pe cer. Acolo unde nu este poluare luminoasă, se vede ca o zonă mai albă pe cer și ceea ce vedem acolo este, de fapt, galaxia noastră. De fapt, vedem sutele de milioane de stele, dar care sunt atât de departe încât nu le mai putem distinge ca puncte separate și creează acea zonă mai alburie pe cer, pe care o numim Calea Lacteie. Și acum urmează întrebarea. În această fotografie vedeți o galaxie. Și întrebarea este dacă această galaxie este galaxia noastră. Este această galaxie galaxia noastră? Și vă rog să alegeți răspunsul din următoarele trei. Pentru că unul dintre aceste trei răspunsuri este răspunsul corect. Da, nu
Nu se poate ști. Nu se poate ști în sensul că doar privind această fotografie nu avem suficiente detalii ca să spunem dacă aceasta este sau nu galaxia noastră. Repet întrebarea, este aceasta galaxia noastră? La revedere și ne vedem săptămâna viitoare la o nouă întrebare.